Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista, să o vadă. Bun găsit tuturor! Bine ați revenit la Mind Architect Powered by Europa FM cu Paul Olteanu și Cătălin Striblea. Vorbim despre modul în care funcționează creierul, relațiile noastre, despre echilibru în viață, dacă vreți, și încercăm să obținem de la Paul, realizatorul celui mai important podcast din România, câteva lucruri care să ne ajute pe viitor. Vorbeam săptămâna trecută despre dependența de ecrane. Paul, astăzi e vremea să vorbim despre dependențe. În general am Dependențe. Zis că vom căuta să dăm o continuare acestei chestiuni legate de dependențe, mai ales că recunosc episodul trecut m-a cam speriat. Apropo de episoade trecute, le găsiți pe toate pe Facebook sau în podcastul Lumea Europa FM de pe europafm.ro. Nu uitați că aveți neuroștiința la clasă vă e de ajutor neuroștiința la clasă.ro. Astăzi, bun, sigur că te-aș putea întreba. E mult de, vorbit da, așa de așa ce ne apucăm coaliție. de cum să zic, de, ne apucăm de băut, mâncare sau de droguri, dar puteam să te întrebi și de data trecută de ce ne apucăm de ecrane, nu? Da. Ce trebuie să înțeleagă toată lumea care ne ascultă e că noi nu avem un creier care are circuite selective pentru diferite adicții, ci noi avem un creier care a învățat următorul lucru. Când vede ceva bun pentru supraviețuire în mediu, mobilizează un hormon care se cheamă dopamină care îți dă un sentiment de plăcere și motivație, de chef de a continua. Când, de exemplu, deschizi o pungă de chipsuri, din cum sunt proiectate chipsurile, alea ai văzut, zici că mănânci unul și după ce ai mâncat unul termin punga. Pentru că compoziția lor chimică, raportul între zahăr, sare, grăsime și așa mai departe, e făcut de natură să mobilizeze multă dopamină în creier. Chit că știi că te simți rău la final, după ce mănânci și așa mai departe. Deci, Adicțiile la noi au devenit posibile pentru că circuitele astea cerebrale pe care noi le avem în comun cu toate mamiferele au venit într-o lume în care noi avem acces la mai mult decât avem nevoie. Și trăim și în dezechilibru, în sensul în care, dacă eu, de exemplu, mă duc la birou și mă enervez, trăiesc lucruri care mă stresează, pun presiune pe mine, nemulțumiri, deadline-uri care se schimbă și așa mai departe, eu trăiesc o mobilizare de cortizol. Cortizolul ăsta e un hormon de stres care îți dă alertă, vigilență până la anxietate. Dacă vreau să-mi reduc nivelul de stres, cel mai simplu este să aduc în sistemul meu nervos niște dopamină. Cum pot să aduc dopamină cel mai ușor? Păi, de exemplu, pot să mănânc ceva sau pot să fumez. Dop -ă, nicotina crește de 3 ori mai mult secreția de bază de dopamină din creier pentru intervalul consumului. Adică dacă ai undeva între 4 și 6 eliberări pe secundă în creier, când fumezi, ai până la 18. Și atunci îmi explicai tu într-una din edițiile anterioare că de asta lucrând de acasă mă duceam repede la frigider să rezolv treaba Și aici asta. apare o chestie interesantă. Ca să devină ceva adicție, trebuie să practici comportamentul la atât de des încât creierul tău să o automatizeze. Creierul nostru caută să reducă consumul de energie și atunci orice lucru pe care îl practici recurent, cu deznodăminte din registru de a aduce plăcere sau de a evita durere, caută să o automatizeze. Dacă eu, de exemplu, nu știu, când mă enervez, mănânc, mă duc la frigider și mănânc, eu îmi reduc nivelul de stres și dacă chestia asta e ceva ce practic suficient de frecvent, creierul meu învață când trăiești stres, mănâncă. Și așa se instalează mâncatul pe fond de emoțional. Dependența asta de a mânca când te simți stresat. Tu nu mănânci că vrei nutrienți. Tu mănânci că vrei să-ți reglezi nivelul de stres. În cazul copiilor, sigur că noi controlăm lucrurile astea cu substanțe, mâncare și așa mai departe, dar ei au la îndemână un dispozitiv pe care nu-l mai controlăm. De pildă. Atunci, de pildă. Telefonul, da. vorbesc exact. de el, da, ei pun mâna pe telefon și au... Cel mai simplu exemplu din lume. Sunt la școală, învăț despre, habar n-am, tabelul lui Mendeleev, lucru care nu are cum să te super pasioneze la momentul respectiv, mai ales la cum e predat în mod normal, și trăiesc plictiseală. Plictiseala îți dă agitație îți dă doza asta de cortizol, plictiseala, ai văzut că vine la pachet emoțional cu un sentiment de parcă aș face altceva, parcă aș evada din starea asta. Păi dacă am un telefon în buzunar sau pe bancă, mă apuc intru pe Instagram, văd că mi-a mai dat cineva un like, un share, un story, un ceva se eliberează niște dopamină. Și dacă fac asta suficient de des, eu ori de câte ori mă plictisesc, Întind mâna după telefon până când nu mai e un efort conștient să zic, bă, mă, cam plictisesc, aș face ceva interesant, hai să mă uit la ceva pe telefon. Devine reflex automat, devine gest transformat în comportament reflex. Treaba cu adicțiile, fie că vorbim de alcool, fie că vorbim de droguri, fie că vorbim de uh, jocuri pe calculator, fie că vorbim de orice altceva, în creier se întâmplă același lucru. Creierul primește multă dopamină din practicarea respectivului comportament. Dopamina pe care el ar fi putut să o producă și din surse mai sănătoase. Că dacă ești dependent de sport, nu e problematic dacă simți în fiecare zi nevoia să faci mișcare ca să se mobilizeze endorfine în sistemul nervos. Mm -hmm. Doar că unele adicții sunt foarte distructive. Dacă ești dependent de cocaină, cocaina crește de 1000 de ori. Nivelul cu 1000%, scuze, cu 1000%, de 10 ori mai multă dopamină în creier decât poate creierul produce în normal. Și atunci e firesc să dea dependență chimică. Și problema e că, de exemplu, există și adicții legate de muncă. Eu observ asta la mine. Când merg în vacanță, simt că mi-apare o stare de agitație interioară că n-am mai făcut ceva util sau productiv. Și vinovăție. Când am învățat eu asta? C și vinovăția care e tot din registrul ăsta vine. Când am învățat asta? Când în trecutul meu, când mă relaxam, am fost stigmatizat. Ești leneș, pune mâna pe carte, fă și tu ceva. Și creierul meu a învățat să asocieze relaxarea cu pierdere de timp, cu ceva nasol. Cum rezolv asta? Muncind. Mai facem un episod, mai documentăm ceva, mai planificăm un curs, mai refacem site-ul. Lucruri din registrul ăsta. Deci adicțiile nu înseamnă numai droguri. Poți să fii dependent, de exemplu, de alcool, nu pentru că îți place să bei până când nu mai știi cum te cheamă sau cine ești, ci pentru că atunci când te simțeai rău, alcoolul pe care l-ai consumat se a inhibat parte din cogniție. Prima parte din creier pe care o inhiba alcoolul e cortexul prefrontal, care îți permite discernământ, empatie, moralitate, autocontrol, de a oamenii când beau să controlează mai puțin. Și atunci dacă eu am învățat că eu pot să scap de gândirea critică care mi-arată tot ce e nasol în viața mea, consumând un pic de șnaps, și îmi dau seama că după ce beau, bă, parcă m-am mai relaxat, parcă nu mă mai gândesc la lucrurile alea. Eu nu continui să beau că îmi place să beau. Eu continui să beau că nu vreau să simt stările respective sau să gândesc Bun, gândurile respective. Dar e foarte complicat să te controlezi tot timpul, nu? Adică... Da, și aici ideea centrală e că e mult mai ușor să împiedici formarea unui obicei care duce la adicție decât odată ce s-a format să-l dizolvi. De asta, de pildă, oamenii care merg la Alcoolici Anonim, la ei, care e una din cele mai de succes organizații din lume, din perspectiva impactului pe care îl are, uh, ei spun că, oricât de departe, oricâte zile te-ai abținut, ești la un pas de a te reîntoarce la băut și de ei nu-și dau voie să bea nimic, pentru că dacă eu am reușit să mă inhib trei ani și am reactivat odată circuitul respectiv, pot să trăiesc relapsul, să cad înapoi în adicție foarte repede. Și atunci, ideea mult mai sănătoasă e să evit să ajung acolo. Adică dacă eu observ că mă simt mai bine după ce beau două-trei pahare sau când mă simt rău îmi vine să mă joc pe calculator, că îmi dă dopamină și îmi focalizează atenția pe ceva care e diferit de viața mea de zi cu zi, care nu-mi place, ideea e să o fac odată de două ori, pauză două zile. Iar conștient. Deci nu trebuie să mă controlez tot timpul. Trebuie să mă controlez două zile cât să nu automatizeze creierul meu. Cea mai importantă idee la a nu dezvolta o adicție este să nu practici comportamentul care aduce plăcere sau evită durere constant. Dar pentru asta trebuie să-l înțelegi. Trebuie să înțelegi S mecanismul. Sau să fie cineva lângă tine să-ți atragă atenția. Motiv abdonuiesc. pentru care, de pildă, la alcoolici anonimi ai parteneri. Ai oameni care ei veghează la nu te reapuca tu și tu veghezi la nu să reapuca ei, care mai are și o componentă socială. Și mai zic o ultimă idee legată de adicții, că e foarte important să dăm și dimensiunea asta. E multă cercetare făcută în particular de un medic de origine maghiară care e canadian, Gabor Mate, îl cheamă, care a scris o carte care se cheamă Pe tărâmul fantomelor flămânde, In the realm of hungry ghosts. În care vorbește despre adicții. Omul s-a specializat în chestia asta și spune așa că uh, oamenii care au avut o copilărie plină de abuz sau traumă sunt mult mai predispuși la a dezvolta adicții în viața adultă pentru că sistemul lor de recompensă de dopamină nu s-a reglat normal când erau copii. Dacă eu, de exemplu, nu prea am avut parte de atenție, de iubire, de uh, a se răspunde constructiv și sănătos nevoilor mele, Lucrul ăsta care aparent a trecut și n-a avut mari efecte, în creier produce amprente, produce urme. Și dacă eu nu vreau, de exemplu, să simt sentimentul ăla de anxietate, pot să consum ceva, pot să mănânc. Dacă eu mă simt singur și neiubit, parte din prezentul meu, dar parte și din trecut, că am reminiscențele astea din primii ani, cum pot eu să-mi cresc imediat nivelul de satisfacție? Păi mâncând ceva, de exemplu, care mă face să devin supraponderal, să iau în greutate care mă predispune să am și mai puțin, nu știu, oameni care să mă bage în seamă sau atractivitate sau ce caut. Deci e o spirală vicioasă asta și e important pentru oamenii care simt că au o adicție sau care observă în viața lor persoane care au asta să înțelegem că asta nu e o alegere conștientă. E un automatism pe care îl produce o parte din creier care odată ce automatizează nu mai uită niciodată și care coordonează 90% din procesele mentale elefantul, că ăsta e șeful adicțiilor, ăsta practic instalează sau dezinstalează o adicție, este o parte din creierul nostru care automatizează orice aduce plăcere, orice evită durere. În lumea în care a evoluat creierul nostru, vorbim de sute de milioane de ani de evoluție, nu puteai să devii dependent de mâncare că nu o aveai la discreție. Nu puteai să devii dependent de droguri că nu le aveai la discreție. Deci, mixul între arhitectura noastră cerebrală și lumea în care trăim face adicțiile atât de prezente în viața noastră, chit că vorbim de muncă, de jocuri, de alcool, de mâncare, de țigări sau alte lucruri. Azi am vorbit mai mult despre adulți, dar pentru copii și adicțiile, dependențele lor, neuroștiința la clasă.ro vă ajută. Paul Olteanu, mulțumesc! Ne întoarcem în săptămâna Mare viitoare! Vreau. Mind Architect powered by Europa FM susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.